Oameni buni, dați-vă orghim despre așa o grozăjie, când vrem și noi mai buni șim și dăm cuiva pe detorii. Cuzar, spune-i, faci un ghin. Când vin la poartă și te roagă, ajută-mă, te rog, pe mine și-ți fac și dulci și scump și drag. Și tu dacă ești, Doamne, un puhav ca pâinea, Doamne, ca batonul și el scos din duhovca muia, și dacă ai bani în casă, ce să-mi faci un ghin omul? Știi că asta ți-aduc. Și dei, Doamne. Dar nu numai bani, dar dai de toate și ai la gospodării. Dai și gin și greunțe, mai ales la sat. Dar cu ginul, vopsi, e grozăjii colorat. Toată iarna, Doamne, ca și spari și ca alghini la ștubii. Dă și intră și ies și iesu, cu șipurile și cu băieți și cu căldări. Dar primăvara, Doamne, trebuie să-i cați cu disa, aminoiscatul. Ori cu afcearca, că i se ascund ca stare în borți, Doamne Dumnezeule. Trebuie să-i un chip la gât să-i găsești. Dar așa de bor și nu știi cum să-i scoți, cu apă, cu jir. Ori așa îi dai cu apă și iese înflat ca aș mai se bucnească și să-i tiri de gât la lucru. E dacă așa se întâmplă, Doamne, și să-i faci. Și lumii dragă, lumii bună, îi împrumuți cu suflet bani pe 2 săptămâni, pe o lună, da, îi vieți chiar peste ani. Că cum le-ai dat banii în mână și din curs chinul ai scos, la poartă de amănunt să-ți vină. S-o întorci plastinul ca pe dos. Dacă așa și este, Doamne Dumnezeule, asta fac ruși, Doamne, că așa și pasti la toți. Ei, sunt și momente când îți aduc la vreme și tralala și fai, dar foarte des așa că trăiesc, Doamne, în sat, peste 2-3 porți, dar tu nu-i vieți. O disperut. Ne vedem și nastoiași. Înainte erau numai în drum și prin o parte, dar nici nu-i vieți, Doamne. Știu, Doamne, să cumpăra mașină nouă. Au lucrători, fac remont, o strica gardul, fac altul, 5 etaje, gardul și ăla, să nu-i vadă nimeni din sat. Dar pentru ce nu-i vezi, Doamne Dumnezeule? Până amut te-ai gândit, Doamne, poate n-au bani sărași și azi ne-i duc, că au sovi, ce să faci? Dar cum, adică de mașină au, de gard au, mai fac o nuntă, Doamne Dumnezeule? Dar ție 1000 de lei acolo, 500 de dolari acolo, cât le-ai dat, Doamne, uite și gata să-ți dai. Ușa-s colorat. Și de-a mă tu îi strigi la poartă și fugi din urma lor prin sat, blestemându-te ta soartă, că prost ai fost și bani le-ai dat. Și le răpți, Doamne, pe toate. Și tai și nu mai zici nimica când înțelegi că banii poate o să-i scoți, dar cu țărica. De-a mă așa, Doamne, ce-ți faci? Dar tu ai capere bădeu și duci tu la poartă, strigi în locul tău. Măi, Gheorghe, fa Vasca, fa Angel, dă-i fa banii înapoi, fa când trebuie, fa. Câți banii mie și ca poate vreau să-mi însor copilul, dar poate n-am de pâine în casă, dar poate nu știu. Și cum are și o scoț, mai ies, zici că nu e acasă, o redusă în Italia, hai zi ia din toaletă că am văzut-o cam uia pe prin poartă sus la viciu. Și iese, Doamne, din viciu, așa cam rușinoasă și te începe a povesti. Te ogoiește. Taci și țacă, taci cu mătri, nu temi ca să-i deu. N-am sfug din sat. Am o prostă, nu pot. Cum fa, blea, ca mucă? Ți-i cumpărea mașină nouă, dar pentru mine sunt de 5.000 de lei înapoi, ca n-ai fa. E așa s-o prindit, e așa cum s-ar spune. Da, sunt oameni buni și oameni care pot să debitorii, știi că azi le-ai dat, așa de Doamne și nu poate dormi noaptea, știi că-i deturi. Și te vezi pe drum și sunt și scuze, chiar că am zis peste 2 săptămâni, dar nu-ți primești țaca, îți primească mult peste o lună, ori peste două, ori peste trei. Dar sunt că le-ai dat și au bani, Doamne, în buzunar și în portmonie și în băști, dar de tine au uitat, Doamne. Cum s-ar spune, facerea de ghinii, uterea de mamă. Și iasă mai oameni buni pe azi.